Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Un episod în care vreau să vă spun când o să fac extragerea la giveaway și să vorbim un pic despre what? What? Rămas fum. Și despre faza cu Zoco, adică de ce a venit Zoco aici și de ce a dat admin. Nu știu, eu cred că își merită funcția, adică a stat atâta timp acolo ca owner. Adică stați așa, în primul rând să vă spun despre extragerea. Extragerea o să fac după 5 zile de când am postat clipul. Deci am postat clipul pe 7 și o să fac extragerea pe 12. Deci, pe data de 12 o să apară extragerea la giveaway. Aveți link în descriere și la clipul ăsta către videoclipul cu giveaway. Și am văzut că mi-au șters postarea de pe forum cu Mister și nu o să mai fiți nevoiți să-mi dați like acolo. Am văzut că oricum nu îmi dădea toată lumea. Am șters deja câteva comentarii și am zis să las fără. Era wow. Și am zis să las fără Mister pentru că oricum mi-a șters postarea și nu avea rost. Am făcut acum tichet să vedem dacă rezolvă ceva. Vreun owner m-a bătut era. Apropo, ăsta e HUD-ul și interfețul editorului era wow. Și bă, m-am gândit să mă apuc și de alt server, na, nu știu. O să vedem asta pe parcurs. Sper întâi să se rezolve cu misterul, să facă ceva, adică aveam 18 like-uri, cel mai mult avea vreo 60, dar nu contează, măcar eram în top 10 și primeam 10 robine pe like, adică 100 de like-uri, 100 de robine, 10 like-uri. Și făceam până la final, făceam și eu câteva, 40-50. Dar eu nu înțeleg dacă va fi, de exemplu, locul 1 cu 110 like-uri și locul 2 cu 100 de like-uri. Și la cum dai câte 1000 de premii, na, nu știu. Câte 1000 de robine la fiecare, na. Nu cred că o să dea așa, what? Care le-a luat asta? Da, bă, și să vă zic că am luat aseară remove de la Collider pentru că i-a dat lui Fizi. Nu vreau să spun motivele, doar vă spun că mi-a dat remove. Remove mi-a scos Colliderul. Doamne, mă bate. Doamne, dă. N-ai cum să te bați aici 1v1. Bine că nici eu nu prea închef, adică am filmat așa. Filmez, de fapt, clipul ăsta așa. Fără chef. Cred că să și observă. Doar că a trebuit să-l fac să vă anunț și pe voi când e extragerea, să vă spun de remove. A, da, și să revenim la Zoku, că n-am prea vorbit. Deci, bă, dacă omul ăla, băiatul ăla, n-am să nu zic om, a stat, cred că vreo 5 ani, owner pe Paghed. Eu nu știu ce aveți voi împotrivă dacă ar veni aici admin 1. Am văzut că deja a început să se ocupe. Deci, de când a intrat el 0, reclamați 0 tichete proprie omul raportul. Dacă dai un slash report că ești blocat și e on, n-ai cum, în 5 secunde la celălalt reportul te-a și deblocat. Te-a dat spawn. Eu zic că merită, funcția e foarte activ. Și sper să nu, adică am mai auzit unele chestii ca și el să fi pus de cei de pe Buget să facă asta, să ajungă aici un admin mai mare și să ne strice nouă serverul. Să de fapt lu AX și strice serverul. Dar eu nu cred asta, adică din câte a făcut după din câte a vorbit, nu din câte a făcut. Ce ai bă, ia uite, am bătut pe ăștia, i-am nenorocit. Din câte a vorbit el, nu prea cred că face asta și au destul de mare încredere băieții ownere de pe Ruby în el și nu cred eu că va face el asta. Am înțeles. Am înțeles. Hai să dăm un paint leave. Stați. Quest.
Mă da la spawn, nu mai zic nimic. Bă, cam atât și cu acest videoclip, cred că... Na, e destul de scurt, știu, dar v-am zis, am făcut așa mai mult. Ca să vă anunț când este extragerea. Cam la remove și să nu las așa canalul gol. Și nu uitați să aveți link în descriere către giveaway, what am urit. Aveți link în descriere către giveaway. Eu am fost un nerd, ne vedem data viitoare. Salut!